Excursiile românilor în străinătate au adâncit deficitul comercial, o spune guvernatorul BNR Muguri Sărescu, care a prezentat raportul trimestrial al BNR privind inflația. Turismul e puternic negativ, a precizat guvernatorul, care susține că românii au cheltuit anul trecut în vacanțele din străinătate 1,6 miliarde de euro. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, dă vina pe românii care pleacă în vacanță în străinătate pentru adâncirea deficitului comercial. Potrivit statisticilor BNR, anul trecut turiștii români au cheltuit numai puțin de 8,6 miliarde de euro în străinătate. În acest an va fi, a fost și în anii precedenți, avem totuși turismul cu deficit major. Nu este dezvoltat aici, dar m-am uitat chiar în dimineața aceasta pe cifre. Turismul, în ciuda faptului că vin mai mulți turiști în România, turismul este puternic negativ. Anul trecut, 8,6, dacă memoria este bună, 8,6 miliarde de euro au cheltuit românii în străinătate. Contrabalansat, așa cam la jumătate, cu încasări ale turiștilor străini în România. Doar în primele 4 luni ale anului 2024, deficitul comercial al României a fost de 9,32 de miliarde de euro, în creștere cu 5% potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cu toate că reducerea acestui deficit ar trebui susținut de politicile statului prin dezvoltarea infrastructurii și tehnologizarea industriilor, economiștii spun că și românii pot ajuta la acest lucru dacă aleg să cumpere produse românești.